În continuare, avem un sistem de trei ecuații cu trei necunoscute, cu doi parametri reali, AB. Sistemul spune că 2x plus ay plus 2z e 4, 3x plus ay plus 2z e 1, 2x plus ay plus 5z e B. Ceea ce se observă de la început e că avem ay în toate ecuațiile, nu? Trebuie să determinăm AB astfel încât sistemul să fie compatibil nedeterminat. Această problemă este chiar sub punctul C din problema propusă în testul 6 de antrenament pentru matematică informatică de minister în 2020. Și atunci, hai să vedem cum o rezolvăm. E o problemă foarte drăguță. De fapt, o să vedem, e chiar o problemă cam de clasa 7-8. Sistemul se poate rescrie. Din moment ce avem AY în fiecare ecuație, vom scădea din a doua ecuație prima ecuație și din a treia ecuație din nou prima ecuație pentru a elimina Y-ul. Prima ecuație rămâne neschimbată, 2X plus AY plus 2Z e 4. A doua ecuație devine 3X minus 2X face X, AY și 2Z se reduc. O surpriză destul de plăcută, nu? Deci obținem că X este 1 minus 4, adică minus 3, iar din a treia ecuație scădem prima ecuație, se reduc atât Y-ul cât și X-ul. Și atunci rămânem doar cu 3Z, e B minus 4. Chiar nu ne așteptam la așa ceva, nu-i așa? Prin urmare, X trebuie să fie minus 3, Z-ul trebuie să fie B minus 4 pe 3 și dacă înlocuim X-ul și Z-ul în prima ecuație, obținem că 2 ori minus 3 plus AY plus de 2 ori B minus 4 pe 3 trebuie să fie 4, ceea ce înseamnă că AY este 4 plus 6, adică 10, minus de 2 ori B minus 4 pe 3. Deci vine 30 minus 2B plus 8, totul pe 3 e 38 minus 2B pe 3. Am rescris sistemul într-o formă extraordinar de simplă, nu? Se pare că problema este prima ecuație. X e minus 3 pentru orice valoare a lui A și B, iar Z-ul va fi întotdeauna B minus 4 pe 3. Problema este cât este Y-ul. Hai să rezolvăm ecuația AY e 38 minus 2B pe 3. Aici avem două cazuri. Când A e diferit de 0, Y va fi 38 minus 2B pe 3 împărțit la A. Deci e 38 minus 2B pe 3A. Acest caz nu ne convine, deoarece pentru A diferit de 0, sistemul va avea o soluție unică, X egal cu minus 3, Z egal cu B minus 4 pe 3 și Y e 38 minus 2B pe 3A. Deci nu convine, deoarece sistemul S ar fi sistem compatibil determinat. În continuare, se poate întâmpla ca A să fie 0. Dacă A e 0, ecuația devine 0Y, e 38 minus 2B pe 3. Și atunci? Aici se poate întâmpla ca 38 minus 2b pe 3 să fie diferit de 0, caz în care 0y, fiind 0 întotdeauna, nu mai poate fi 38 minus 2b pe 3. Deci mulțimea soluțiilor acestei ecuații e mulțimea vidă. Și atunci nu ne convine acest caz, deoarece dacă ecuația nu are soluții, nici sistemul nu are soluții. Sistemul va fi incompatibil. Și atunci mai analizăm următorul caz, cazul în care 38 minus 2b pe 3 e 0, adică b e 38 pe 2, 19. E, în acest caz, ecuația întâi devine 0y e 0 și aceasta este adevărată pentru orice valoare a lui y. Deci mulțimea soluțiilor ecuației e mulțimea numerelor reale. E, ne convine acest caz. În acest caz, sistemul va avea soluțiile x e minus 3, z e b minus 4 pe 3 și y este alfa, oricare ar fi alfa diner. Deci sistemul este compatibil 1 nedeterminat. Ne convine ca a să fie 0 și b să fie 19. Aceasta este mulțimea soluțiilor. A e 0, b e 19. Să recapitulăm. Pentru a diferit de 0, sistemul era compatibil determinat, x fiind minus 3, y fiind 38 minus 2b pe 3a și z fiind b minus 4 pe 3. Pentru orice valoare a parametrilor a și b,
aceasta este unica soluție a sistemului. În cazul în care A e 0, dacă B era diferit de 19, sistemul nu avea soluții, deoarece prima ecuație nu avea soluții. Neavând soluții, este incompatibil. Iar dacă A e 0 și B este 19, mulțimea soluțiilor e formată din toate elementele de formă x e minus 3, y-ul poate să ia orice valoare alfa reală, iar z-ul trebuie să fie b minus 4 pe 3, adică 19 minus 4 pe 3, 15 pe 3, adică 5, b fiind 19, nu? E, în acest caz, sistemul este compatibil 1 nedeterminat. Avem o nedeterminare. Și după cum spuneam deja mai devreme, pentru A egal cu 0, B egal cu 19, obținem soluția. Foarte drăgălașă problema asta, nu-i așa?